La sfârșitul, anului, la sfârșitul anului trecut, beneficind de subvenția de la Consiliul Județean Constanța, pentru care îi mulțumim, am reușit să facem niște investiții în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, investiții care acum așteaptă animalele sortite de a fi aduse. Ei bine, asta este un pavilion pentru maimuțe, un pavilion în care urma să aducem maimuțe, fie lemurieni, fie cercopiteci, macaci. Însă, situația cu, cu această pandemie, mai ales când este vorba de specii potențial receptive, fiind vorba de primate, ne-a ne întârziat și ne va întârzia în continuare să populăm acest amplasament cu mai mulți. Așa că am găsit o soluție. Avem pe micro multe animale interesante, multe amplasamente care se află în reparații, adică în amenajări. Vă așteptăm la sfârșitul acestei perioade de carantină să ne vizitați, să le vedeți. Ei bine, am adus Mara de Patagonia aici, în, în, în complexul muzeal, în pavilionul de maimuțe. Mara de Patagonia care, imediat ce a venit, a și făcut un pui. Și avem un pui. Ele sunt niște mamifere foarte interesante. America de Sud are o altă... Din America de Sud, video Patagonia. Sunt animale care au o, o interesantă adaptare vis-a-vis -vis de reproducere. Puii, când ies, sunt în stare să mănânce imediat. Aleargă, au blană pe ei. Este incredibil. Incredibil! Poate ați văzut un cobai născut, un pui de cobai, care mănâncă iarbă a doua zi sau un ziua în care s-a născut. Suge, dar mănâncă și iarbă. Deja sunt definitivați. Față de mamiferele cu care suntem obișnuiți să le vedem reproduse în uh, cuiburi, cu pui fără păr, neajutorați, alăptați dependenți de mamă, în cazul ăsta, puiul de mare de Patagonia este lângă mama lui, are are uh, o săptămână, dacă vă puteți imagina de când s-a născut. O săptămână.